Bună dimineața, din nou la sală. De ce tot zic bună dimineața în toate videourile? Ne antrenăm atât de dimineață încât cred că 2-3 persoane, nici fetele de la bar n-au ajuns încă. Unde ne antrenăm? La Power Gym Târgu Jiu, da? Cea mai bună sală din Târgu Jiu. Din punctul... Cum? Exact, pentru noi, din punctul nostru de vedere. Da. Că asta urma să zic. 4 ani tu, 5 ani eu. Ok. Bun, astăzi o să facem un pic de spate. O să lucrăm spatele. Urmează să vedem ce o să lucrăm. Ok, o să încep cu acest exercițiu, priză neutră. O să fac 3 serii. O să încerc să nu forțez. Să merg undeva în zona de 12 repetări, toate seriile, 10-12 repetări pe acolo. Mai mult de activare a spatelui. Ok, ultima serie. Am mărit la toate seriile greutatea. 12. Cât am făcut? 12 repetări și cred că o să fac 10. A început să vină și lumea la sală. Bine, dă-i. Ok, o să încep teoretic cel de-al doilea. Practic, primul exercițiu de lucru pentru antrenament, ramatul cu bara olimpică. 4 serii, a câte 6-8 repetări. Hai că avem și muzică. A ajuns și fata de la bar. 8. Bun. O chestie bună de menționat este faptul când ridic bara, da, spatele meu este drept, chiar arcuit, da? Vine ceva de genul. Lombarul întotdeauna trebuie să fie fundul în sus, pieptul în față, adică teoretic în jos și ridicăm. Venim în poziție orizontală, după care ne aplecăm și facem ramat. Ziceam că avem și muzică. Sala fiind deschisă 24 din 24, teoretic fetele vin
la 8, încep serviciul la 8 și termină la 10. Pe toată perioada asta se poate intra cu abonamentul full, cu cardul, la sală. Și de asta ziceam că nu, abia când vin ele se dă drumul la muzică. Bun. Începem și a treia serie. Ultima serie, o să fac și un drop set la final. Dacă a treia serie am băgat 7 repetări, să fac acum cred că tot 6-7 repetări. Și o să mai fac după drop set încă 6-7. Șase repetări, dau 10 jos, las 5, la fel și aici. Ultimele două exerciții, la antrenamentul de spate, o să fie ramatul pe o mână, după care să facem la scripete. Imediat o să vă arăt. O să fac 3 serii pe mână, atât la ăsta cât și la următorul și undeva la 12-8 repetări. O să încerc să măresc de fiecare dată greutatea. Hai și la următorul. Aceste două exerciții le lucrez în superset. A doua. Zece pe o mână. 10 pe cealaltă. Hai
8 pe braț. Și cred că o să fac și un drop set. Bun, am terminat exercițiile pentru partea de sus a spatelui. O să lucrez partea de jos și mai exact mușchiul lombar. O să încerc exercițiul acesta la scripete cu funea între picioare. Mișcarea o să fie ceva de genul: funea, brațele pleacă pe după picioare, urc, da? O să încerc să trag un pic și funea în față. Încerc să contract mușchiul lombar, da? Spatele drept în permanență, plec, corpul se apleacă la 90 de grade, urc odată cu brațe. Iar execuția va fi ceva de genul: brațele trec pe după picioare și urc, strâng bine lombarul, stau o secundă, cobor. Pe repetări, 4 serii, să măresc greutatea de fiecare dată. Deci pe repetări și la a doua serie, am murit cu 10 kg la scripete. Ne vedem și la a treia serie. Bun, 8 repetări, ultima serie. De data asta o să lucrăm și bicepsul. O să fac două aparate în superset, acte 3 serii. Hai să vedem. Primul exercițiu la antrenamentul de biceps vor fi flexiile cu rotire pe fiecare braț. O să plec cu ele din poziție de flexie, da, și o să cobor alternativ cu gantele. După care o să facem, cum am zis, un superset cu funia la scripete, cu priză neutră, flexii tip ciocan.
Ok, flexile tip ciocan cu funia la scripete. La fel 3 serii. Dacă la primul exercițiu cu gantele am făcut 15 repetări, aici am făcut 12 repetări, o să mărez de fiecare dată greutatea și la primul și la al doilea exercițiu, măresc greutatea, scad în repetări. Bun, prima serie, a doua serie la primul aparat, la primul exercițiu, am făcut 12 repetări, am mărit greutatea, bineînțeles, la fel și la scripete, am făcut 8 repetări, am mărit, am forțat un pic mai mult cu greutatea. Nu repetăm la ultima serie din primul exercițiu. Am mărit greutatea la gantere. Aici la scripete nu o să mai măresc. O să o las tot cum a fost și o să încerc să fac mai multe repetări corecte. Op. 8 și aici din nou. Bun. Am terminat antrenamentul de spate. Am făcut și lombar. Am făcut și biceps. Hai la abdomen. Ok. Primul exercițiu la antrenamentul de abdomen. O să fie acesta. O să fac ridicări de picioare pentru partea inferioară a abdomenului, după care o să mergem la băncuță și o să lucrez partea superioară cu rotire, o să fac și intercostalul. O mișcare ușoară, lentă, coborârea ușoară, controlată. Gotta aim for the top like hold up. Yeah, I can never doubt myself, I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles that I'm in my element, it's evident that there's levels to the game. All of those dark nights I got then, breaking my back to make it out, got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you wishing me well. A penny for your thoughts, but seeing no change. Snap. Să le facem un super set. Am făcut 20 de repetări. De regulă fac cât mai multe repetări posibile. Diddy. The rich got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me. Putting on for my city like OAGZ. Set the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Babble if they try to dabble in it and they hate the fact that they may have to witness. You trying to aim for the top like this and you're in your element with a fire like this. And they hoping you fall and they praying you miss. 20 de repetări la primul, 12 repetări aici. 3 serii. Următoarele două exerciții, la fel o să filmez decât prima serie, nu o să mai filmăm și cea de-a doua și cea de-a treia. La fel o să facem cele două exerciții în superset, trei serii. Aici cu roata, la fel o să încerc cât mai multe repetări posibile. Eu o să merg undeva în 15, 12, 10 repetări. După care o să vedem imediat și următorul exercițiu.
willing to risk, I got you with the switch, you know. I'm in the zone. Give me the throne. One shot, that's all that you got. That's all that I know. Foot on the gas. 155. Bun, următorul exercițiu. O să mă dau aici în partea asta. Ok. De regulă, toate antrenamentele mele de abdomen, seriile și repetările sunt până la epuizare. Am făcut de-a lungul timpului așa un număr în funcție de exercițiu, între 12 și 30 de repetări. Da, important e până să executați până nu mai puteți. Următoarele două exerciții și ultimele două exerciții, o să luăm o mingiucă roz, floarea mea preferată. Bun, o să facem ceva asemănător cum am făcut la primul exercițiu la bancă. Abdomene clasice cu rotire. Ok, o să fac la fel 3 serii, cât mai multe repetări posibile. Cel mai probabil aici o să fac undeva la 16 repetări, undeva la 8 repetări pe parte. După care, următorul exercițiu din superset, ridicări de picioare alternative, imediat o să vedeți. Work to make you like me, but I'm front and center, word is Spike Lee. And God came in a nick of time. They think I'm crazy, but I might be. Let's run it up, run it up, run it up. We beating the odds just to sum it up. You know it's a rap, never waste lines. And I'm cutting the weight like a tummy tuck. That mean I'm about to give it out right now. You see what's coming down the line, I never pipe down. I give 100% of me trying to stun on my enemies. And my element is crazy as the mic sign. I'm in the zone. Am mai făcut 10 bonus. Și acum ridicări de picioare. Mâinile sub fund. De repetări pe picior, 40 în total. Am terminat antrenamentul pe ziua de astăzi. Am început cu partea de sus a spatelui. Am făcut 4 exerciții. Am făcut unul și pentru partea de jos a spatelui, pentru lombar. După care 2 exerciții pentru biceps pe care le-am lucrat în superset. Am făcut și un antrenament rapid de abdomen. Am terminat, cred că undeva la 15-20 de minute, am lucrat 6 exerciții, am făcut 6 exerciții, au câte 3 serii fiecare, le-am lucrat în superset, câte două. Gata pe ziua de astăzi, ne vedem data viitoare, nu uitați că ne găsiți și pe conturile de Instagram, daniel.pădure, georgiana.pădure, găsiți și pagina noastră de mâncare și avem acolo postate o grămadă de rețete sănătoase și mâncare sănătoasă, Healthy Food GP. Ne găsiți și pe conturile de TikTok pentru un alt fel de content mai amuzant, Arun Daniel Pădure Gym Fit, Arun Georgiana Pădure. Dacă ți-a plăcut videoul de astăzi, nu uita să dai un like, un share și să te abonezi, nu ar strica. Pe data viitoare, baftă!